Încă o dată suntem la tabăra turist în Belgia din aprilie 2024. De asta dată lucrăm numele Crina. Da? Și pentru că participanta noastră a manifestat o reticență, e adevărat, nu știe nimic despre tarot. Și atunci am schimbat un pic tactica, am schimbat un pic metoda. Lucrăm în ascuns, nici nu știu cum să numesc această metodă. Și aici avem Crina, da? Avem arcanele asociate numelui ei, Crina. Crina, am să te rog să pui degetul pe prima arcană. Unde vrei tu, unde simți tu? Asta este prima arcană. Ai pus degetul aici? Da. Bun, ține minte, da? Asta este prima arcană. 1, 2, 3, 4, 5, da? Vreau să pui degetul oriunde pe arcană. Și să vedem, în sensul că vom reîntoarce arcana și acolo unde tu ai pus degețelul, vom lucra cu simbolul respectiv din arcană. Da? Pentru că degetul tău și mâna ta, gândindu-te la numele tău, e prima literă, e C, este majuscula, da? Este inițiala numelui. Te gândești la C, de la Crina, și pui degetul unde te simți de cuvință, unde te atrage. Închizi și ochii, nu închizi ochii, faci cum vrei tu. Am pus pe asta. Bun. Crina e aici, C începe aici, tu ai pus aici, da? De ce ai pus tu aici? Nu știu. Aici avem un baston. Îți place acel baston? Ce-i cu acel baston? E îndoit. E îndoit? Îți place că e îndoit? Nu. Nu-ți place bastonul îndoit? Bastonul, simbolism, e simbolul arcanelor minore, de bâte, elementul foc. Da? Focul psihologic este asociat cu voința. Da? Ceea ce vrei să faci. Și ție nu-ți place că e îndoit. În viața ta, cum tu te cunoști pe tine, vrei să faci ceva, începi ceva și ți se îndoaie la mijloc. Voința, dorința, energia de a face acel lucru, ți se întâmplă să vrei să faci anumite lucruri și după aia ele să nu iasă așa drepte, perfecte, la țintă, chitite, ci să iasă un pic mai altfel decât tu ai vrut să faci sau dorințele să ți se împlinească? Da, dar nu știu, eu când încep un lucru, de obicei îmi dau silință atât de mult încât să iasă cum vreau, adică perfect. Ok. Ok. Hai să începem cu prima literă. Ai început în mijloc. Te-ai dus în mijloc. Vrei să fii mereu în centru, pentru că este arcana care, uite, e format din 5 litere, numele. Și te-ai dus acea din mijloc. Tu vrei să fii mereu în centru. Să fii mereu în mijlocul anturajului, în mijlocul evenimentului, în mijlocul ceva acolo, să fii în centru. Posibil. Nu-mi dau seama dacă chiar așa sunt sau asta atrag. Ok. Pentru că avem un personaj care ocupă toată arcana, asta înseamnă un ego puternic sau forță puternică, dar privirea și corpul este spre stânga, spre latura pasivă. Eu sunt mare aici ca și ego, da? Se și asociază cu fizionomia ta, da? O statură zveltă, înaltă. Dar mie nu-mi pasă, eu scus spatele, pe mine nu mă interesează dacă mă vedeți că sunt în centru. Atât fizic cât și din ceea ce faci tu ca acțiune sau spiritual, mental, ce gândești. Nu, mie nu-mi pasă dacă vă pasă de gândurile și de ideile mele, de ceea ce eu acționez, de statura mea. Eu asta sunt, aici sunt. Da? Și totuși atragi, în jurul tău atragi. Priviri, atenția asupra ta. E arcana centrală care tu ai tras-o. Și deși eu am insistat, pe prima tu te-ai dus acolo. Da? Ok? Hai să începem cu Crina, cu C. Ce ți atrage atenția? Îți place, nu-ți place acest personaj? Nu-mi place cum arată, nu-mi place fața. La personaj.
se pare tristă. Îți pare un personaj trist? Da. Îți place personajul în ansamblu, dar ea este tristă. Da. Deci avem un personaj, l-amperatriz numit, cu o postură, o atitudine, cu elemente de împărăteasă, dar în emoția ei este tristă. Da. Adică a ajuns să ocupe această poziție în urma unor trăiri destul de frustrante care o întristează. Te recunoști? Da. Te recunoști. Ok. Și ea stă acolo, tronează pe tronul ei, deține o putere, o forță. Are două elemente, are un blazon, un sceptru, are și coroană, are și bijuterii de împărăteasă. E ok? Cu asta ești ok? Da. În numele tău, în energia ta? Privirea acestui personaj, deci corpul este poziționat în față, în prezent. Eu asta sunt. Eu sunt o împărăteasă. Gândul, privirea, este spre viitor, spre acțiune. Da, sunt tristă, dar eu am proiecte mari de viitor. Spre ce gândești tu? Ce proiecte ai? Întoarce următoarea arcană. Nu dau ochii pe spate. Ce proiecte ai tu de viitor? Spre ce gândești? Sau la ce privești tu cu tristețe? Ce ți atrage atenția în a doua arcană? Ăștia de câini, lupi, ce-or fi ei. Parcă urlă. Așa. Deci, ești, ai o tristețe în tine, ți-a atras atenția acești câini și acești câini au culoarea cărnii. Ori în arcana împărăteasă, chipul ei, te-ai legat de chipul ei trist, de culoarea cărnii, pielea, da? Deci, undeva tu privești spre un conflict sau spre ceva frustrant care vine, vrea să urle în tine. Și vorbim de arhetipul Luna, un arhetip matern, ancestral, universal. Da? Aici e mama și aici ar fi copiii, mama întregului univers. Da? Uh-huh. Și aici sunt copiii care urlă, nu știu, de foame, de sete, de ceva la mamă, de lipsă, de ceva. E un conflict, aș spune eu, din copilărie. O frustrare. Personajul e regal, tronează, împărăteasă, e bine, dar are o tristețe și tristețea aia spre care ea privește este tocmai ceva impulsiv, instinctiv din interior sau ceva din copilărie. Neîmplinit. Da? Lupul care urlă la lună, da? E acea dorință neîmplinită. E ok? E ok, da? Face sens? Face sens. Dă-ți voie să plângi, pentru că această arcană plânge. Într-adevăr, sunt aceste picături de rouă de ploaie. Da? Și îți lăsăm momentul tău așa să integrezi această energie, ok? Și după arcana 18, luna, da? Care e litera asociată literei R, urmează litera I, da? Ce se întâmplă? Ok, privești un pic în trecutul tău, pentru că acest arhetip, luna, ne duce la ideea de noapte, de subconștient. Noaptea este subconștient, un simbolism. Deci tu, acum, în prezent, privești un pic, de fapt, la trecutul tău, evenimente din trecut, din copilărie, relația cu mama, pentru că luna e arhetipul matern. Bun, și ce se întâmplă mai departe, în următorul stadiu? Prima arcană pe care tu ai insistat să o întorci. Mm-hmm. Cum o vezi acum, după acești pași? Care se uită tot aici. Tot în trecut privește, da? Mm-hmm. Deci încă dar fii atent. Deja își dă voie să cerceteze. Simbolul acestei lămpi
să mă duc în trecut să cercetez ce a fost acolo. Că-i suferință, că-i durere, pentru că tu ai prima dată când a fost arcana întoarsă, ai pus degetul pe baston, da? Să aduci aminte? Bastonul este de culoarea cărnii, precum cei doi lupi, precum chipul împărătesei, da? Ca și simbolism pe care l-ai ales. Deci îți dai voie să studiezi tot ceea ce tu ai trăit, acest baston care nu ți-a plăcut că-i înduit, da? Dar el este un baston care a acumulat experiență. Toată această undulație, dincolo de a fi un baston noduros ca acumulată experiență, e un circuit, poate să fie, dă-ți voie să-l vezi ca și cum ar curge și apa curge întotdeauna, da? Și își caută marea, oceanul în care să se verse, da? Da? El curge în apă, în subconștient. Eu îmi dau voie să fac cercetare, cunoaștere. Mă duc cu lampa în întuneric să văd ce este acolo. Și ai curajul. E prima carte care ai ales-o, ai întors-o din numele tău. Ai curajul să faci astfel de terapii, consultații, cercetări cu ghid. Poate să poți să-ți cauți ghiz sau de sine stătător, tu însăți. Ok? Ca să vezi ce-i cu strigătul ăla dinăuntru care vrea să iasă. Mergem mai departe? Primul detaliu grafic care îți atrage atenția. Apa care curge dintr-un bolnatul. Ce puțin așa îl văd aici. Tu vezi o apă care curge dintr-o bolă într-o apă. Da. Ce cu ea? Îți place? Ce îți spune? Nu, ceva mai torn un pic. Nu ăla, după aia, cumva, parcă-i un amestec. Se face un amestec, da? Cu două căni alea când vrei să răcești ceaiul, laptele, cafeaua. Foarte frumos jocul. Odată făcută această cercetare, despre ce este în subconștientul tău, în trecutul tău, începi să faci o alchimizare, pentru că aici avem o alternanță a culorilor, cupa albastră pe partea roșie a rochiei, cupa roșie pe partea albastră, da? Și ele se echilibrează, cele două energii, trecutul cu prezentul, latura masculină cu latura feminină din tine, reprezentarea mamei și a tatălui din trecutul meu, că m-am dus să cercetez, și le alchimizezi în tine, rece cu cald, da? Și cum ai zis tu, cele două cupe, și alchimizezi toată acea energie în tine. Arcana vorbește, fiecare arcană, am spus-o de atâtea ori în toate filmările mele, ne poate vorbi și de activitate practică, ritualică, ca să intri în ea. Și aici poți să faci acel joc al dimineața sau când bei tu ceva, o cană de ceai fierbinte și să te joci cu ea un pic de rece și un pic de cald cu gândul la a echilibra energiile din jurul tău. Deci, te gândești la ceva din trecutul tău și tu cu mâinile te joci, da? Precum acest personaj al temperanței. Și se creează acea exercițiu, e simplu, e practic, e banal. Dar conștiința și subconștientul o ia de bună, de dreaptă, că tu îți echilibrezi energiile. Personajul dansează, da? Pentru că voanurile rochiei această arcuire a rochiei o poți face doar într-o mișcare de dans. Da? Și poți să prin dans, să-ți dans terapeutic, dans de care îți place ție, să-ți echilibrezi energiile, să ți le temperezi. Da? Eu văd ca și cum bolul roșu e mai greu și o trage într-o parte în viziunea mea. Da, pe bună dreptate, dacă ne ducem așa zoomat, e mai mare și trage mai greu, da? Și totuși, din cel mic, roșu înseamnă energie masculină și albastru înseamnă energie feminină în simbolismul tarotului. Și ți-a sărit în ochi acest ulcior roșu, se poate spune despre tine că ai mai multă energie masculină, în sensul că faci acțiuni. Ai ales bastonul. Bastonul e energie masculină, foc,
Da? Ești o persoană care face ceva, care vrea mereu, ia inițiativă, face lucrurile concret precum un bărbat, da? În mental, în decizii, în gândiri, în emoții, în lucruri palpabile, concrete. Da? Și totuși, arcana se numește temperanța, să temperezi lucrurile din interiorul tău. Ți-a sărit în ochi acest simbol al ulcerelor și al schimbului de apă, al emoțiilor, să le temperezi, să le cumpătare, da? Și pentru a face această lucrare alchimică, ai nevoie de timp. Acordă-ți timp să faci o terapie, o cunoaștere, o cercetare despre trecutul tău din statutul de împărăteasă. Și mergem mai departe. Ce detaliu grafic îți atrage atenția? Eu îl găsesc ca pe un, ca pe un copil. Ok. Ce face copilul ăla? Are niște jucării, cumva, parcă nu știu să joace cu ea. Ceva, cine mă ajută și pe mine aici? E foarte frumos, pentru că, uite, nu doar parcurgând astea cinci arcane, ai trecut deja dintr-o extremă într-alta, de la o emoție foarte frustrantă, care strigă în tine și te face să plângi, la o emoție de joacă, de râs, de bucurie. Observi? Trebuie să-ți dai voie să alchimizezi aceste două stări emoționale. Și e bine, și e frumos. Da, spuneam de terapie, fiecare arcană ne dă o metodă de terapie pentru a intra în energia ei. Joacă-te. Da? Joacă-te, nu știu, cu puzzle-uri, joacă-te cu bricolaj, că avem aici un bricolor, joacă-te cu magie, e magician, joacă-te în viața ta prin ceea ce tu faci. Orice, fă-o din bucuria de joacă. Și atunci tu ai văzut un copil. Ori aici am vorbit de o amintire, frustrare din copilărie. Acum adultul devenit, avem două personaje după această arcană, da? Două personaje, deja trei. Trei personaje care ocupă întreaga arcană. Am crescut, pot să cercetez, să cunosc, pot să-mi alchimizez, sunt mare, dar îmi dau voie să mă joc ca un copil. Și să simt bucuria vieții. E foarte interesant, da. Cele trei arcane din tarot, care ocupă întreg spațiul arcanei, sunt în picioare. Personajul care stă în picioare este activ. Aici avem un personaj așezat. Da? Să fac lucruri de cercetare, de alchimizare, de joc, de dans, de bucurie. Da? Și să o fac din starea de copil. Ok? Pentru ani, câștiga statutul meu de împărăteasă. Face sens? Te simți în energia numelui Crina? Da. Îl înțelegi, îl integrezi altfel acum? Porți un nume de floare, Crina. Da? Foarte frumos sărbătorit în religia creștină ortodoxă, religia creștină la sărbătoarea florilor. Și arcana 3 împărăteasă, această grafică nu ne prezintă, fetelor, dacă îmi dați un alt set de tarot. Așa. Uite, avem aici împărăteasa din Alexandru Jodorowsky, da? Și această împărăteasă, mie îmi place această grafică a lui Alexandru Jodorowsky, pentru că a adus coloritul și grafica din tarotul mult mai vechi din istorie. În vârful coroanei are, ce vezi acolo? O cabelă, nu știu ce e. E o floare de crin, e simbolul florii de crin. Și noi o să mergem prin tabăra noastră și o să vi-l arăt pe multe simboluri, clădiri, biserici. Este simbolul florii de crin.
pe care îl regăsești în icoanele cu Arhanghelul Gavril, cel care a adus vestea Fecioarei Maria, că va naște un prunc, este simbolul ideilor pure, da? Care se nasc în conștiința noastră. Și la aici, în primul arhetip al numelui, în Arcana 3 împărăteasă, floarea de crin. Da? Este simbolul, împărăteasa va naște o nouă idee pură. Da? Putem vedea aici icoana Fecioarei Maria cu pruncul în brațe, simbolizat pe scut și pe, prin acest vultur, da? Copil. Sau simbolul crinului, noua idee pură care se naște în tine și pe care eu o duc și o trec prin toate celelalte arhetipuri ale numelui pentru a ajunge la bucuria de copil. Face sens? Fetelor, ca la celelalte analize ale numelor voastre, am să vă cer și vouă feedback-ul vostru pentru numele Crina. Vreți să lucrăm la fel pe grafica după Grimaud, grafica după Jodorowsky? Așa, lucrăm cu ce lucrăm până acum. Ce părere aveți despre numele Crina? Despre Crina noastră, de aici, din grupul nostru acum. Poate mai cunoașteți și alte persoane cu numele Crina. Haideți să vedem cum o vedeți voi pe Crina, aici prezentă. Deci, cine vrea să înceapă, cum o vede pe Crina? Bun. Eu o să iau pe Crina, în primul rând, pe live. Cum am perceput-o pe ea în fața acestei etalări. Corect. Și o să plec de acolo. A avut rezistență, neîncredere, le-a tratat ca pe ceva nu superficial. Neîncrederea, cred că ăsta e cuvântul. Neîncrederea, da. E probabil cuprinde sensul întreg. Deși le-a potrivit și ca pe un obiect de joacă. Hai să ne jucăm un pic. Că îmi place, că nu-mi place, niște cărți, niște culori, niște simboluri, figuri pe care nu le-a valorizat. Ok. Nedându-le importanță. Nedându-le importanță și e normal. Că a venit aici într-o relaxare și au apărut și aceste cărți, drept dovadă, nu întâmplător, în viața ei. Deci nu a venit cu un bagaj la ea. Nu s-a pregătit deloc în această zonă. Acum, mi se pare așa că această minunată fată Crina, care a opus rezistență și ni s-a afișat nouă într-un fel de acum 20 de când a venit. Și a arătat și natura ei vulnerabilă în această etalare. Da. În această etalare, da. Adică ea s-a prezentat ca o împărăteasă, încă de la aeroport, prin atitudinea ei, prin stilul de viață pe care am înțeles că îl are în țara de unde vine, în relațiile cu ceilalți, sociale, cu totul. O împărăteasă care își cunoaște foarte bine statutul, își cunoaște foarte bine puterea. Banii, ia uite aici câta moneda. Exact. Da? Se cunoaște foarte bine ea pe ea, forța, e sigură ea că are pe o forță să ții un șceptru. Fără vulnerabilități. Corect. Și fără traume. Și totuși a recunoscut că e tristă. Ceva acolo, de la prima etalare, cartea a venit să-i confirme statutul și s-a simțit confortabil. A fost cartea care, prin zona de confort, i-a permis să lase puțin garda jos. Văzând prima carte, împărăteasă. Poartă gardă. Spui, poartă gardă, da, corect. A venit cu garda la ea. Tu îți protejezi foarte mult trecutul, vezi scutul ținut în partea stângă. Tu încă te protejezi de tot ce e în trecutul tău. Pe partea stângă, corect. Da? Și trecutul este energia feminină, mama, viața ta familială. Și numele tău ți-a adus acest arhetip. Na, poftim, protejează-te de el. Acceptă-l în față, privește-l. Da. Prerupt, nu, foarte bun cu garda. Da, și, nu dar, că nu anulăm. Și pentru că a fost o carte bună, puternică, i-a plăcut în micile ei cunoștințe legate de tarot, a observat și a permis să observe și să verbalizeze o tristețe în ochii cărții. Deci a lăsat puțin garda jos, a văzut și ceva în ea, fără să-și dea seama că a văzut ea în ea. Tipul ei împărăteasa, în împărăteasa ei din interiorul ei. Și și-a conștientizat tristețea.
verbalizând asta. A mai lucrat cu împărăteasa în numele voastre lucrat, și ați văzut altceva. Cu totul altceva. Corect? Ați observat, da? Da? Și odată ce s-a deschis, ce s-a lăsat gata jos și s-a deschis această parte, latura ei, pe care ori și-a renegat-o, ori și-a ținut-o foarte bine pentru ea, nu a bătășit-o cu ceilalți, ne-a permis nouă să-i vedem o trauma a copilăriei. Te mai întrerup o dată. Te rog. A observat ochii, privirea. Și asta okay. arată, ochii sunt imaginea sufletului. Uh-huh. E sinceră. Ea e sinceră cu ea și ea e sinceră cu cei din jurul ei. Asta sunt. Mă uit la tine, te uiți la mine, deci ea e sinceră. Da, eu sunt tristă. Da, eu sunt așa. Ea e sinceră, nu are nimic de, să spunem, ascuns în ea. Uh-huh. Faptul că a observat... Nu joacă măști, corect, nu frumos. E autentică. Are ceva de spus, ne-am simțit, ne-a pus la punct, dar frumos, da. fără putem vedea un alte nume, uh-huh. dură, vulgară. Nu, a spus-o cu autoritatea, fermitatea de împărăteasă, sinceră. Uh-huh. Da? Da. Vagăm. Tot ce urmează de aici breșa asta pe care ea ne-a permis să pătrundem în trauma copilăriei ei. Așa. Nu mai pot să analizez fiecare carte acum, ascultând-o și văzând și lăsând gărțile una câte una câte una jos. Bine, acum eu m-aș duce puțin prea departe și mi-aș încerca norocul în ceea ce simt spune. Eu, ce văd eu. Aș sesiza aici o problemă din copilărie pe care sora ei o știe. Nu a plâns doar din empatie. Mi se pare că... A plâns și sora, da. Sora este aici în tabără și a plâns și ea. Plâng și eu că nu o văd, nu-mi place să mai aveam un pic, plângeam și eu recunosc. Eu văd o traumă paternă aici, pe parte masculină. Aici mi se pare că e o problemă pe parte de tată. Ok. Jucăriile... Am greșit? Mă opresc? Okay. Dacă e prea mult, mă opresc. Mm. Nu. Și vin cu aceste speculații pentru că tu mi-ai permis prin... simbolistica masculină, energiilor masculine, confirmând, tu mi le-ai confirmat și de asta m-am permis, că e o problemă a tatălui în viața ei. Acolo sunt niște probleme pe care nu a reușit să și le rezolve. Nu știu, s-a simțit... Și a devenit masculină, ulciorul roșu, mare, greu, și a devenit să manifeste, a pe crescut... Pe mecanism de apărare. Așa. Pe un mecanism de apărare, dar nu se vedea o traumă pe care a dus-o, o neîmplinire, E posibil să nu a primit validare din partea tatălui? Nu știu, nu m-aș face supoziții și nu-i cerem. Nu-i cerem să confirme. Dar poate opri oricând, da, dacă e prea mult. Sunt lucruri, aici cartea asta vine să ne confirme partea de copilărie. Nu vine să-mi confirme potențialitatea cum mi-ar confirma o în altă poveste. Nu, da. Nu, vine să-mi confirme faptul că aici trebuie rezolvată problema. Că, într-adevăr, totul se raportează la problema cu tatăl din copilărie, prin această fluiditate pe care ea încearcă să o rezolve, prin mecanisme, încercând să aibă mai multă energie sexuală, am vorbit, dar nu e, probabil nu e. Energia sexuală este energie de creație, da? Energia sexuală este energie de creație, să creezi în viața ei, da? Lucruri. Că creezi, că procreezi, corect? Hai că vibrezi și tu acum. Da. Mai fetelor, sunteți în energie, corect. Mulțumesc. Mulțumesc. Gata. Deci e... Fetelor, ce spune sora? Sora nu spune... Pff, ok. Ce să spui despre... Eu despre... Bun. Iată, bun. Hai să... Vrei? Spui. Eu nu sunt încep cu emiratul. Cu ce vrei tu? Nu sunt încep cu... Eremitul. Eu tot emiratul. Să încep cu... Împărăteasa, care mie mi-a dat totuși, ea spune că e tristă, aia e chestia care pentru în interiorul ei. Ok. Și totuși mi-a dat că are, nu știu, o putere de a sta în față. Pentru că împărăteasa am impresia că în față undeva, adică poziția corpului e în față, doar capul e înclinat
spre viitor. Am gânduri, idei de viitor. Da? Și eu aici trăiesc în prezent, îmi trăiesc măreția și supremația mea. Da? Asta înseamnă arhetipul împărăteasa în interiorul nostru a fiecăruia din noi. Da? Îmi trăiesc această supremație a mea aici în prezent. Și din momentul prezent, din ceea ce eu poziția așezată pe tron în arhetipul împărăteasă, înseamnă că eu cunosc domeniul meu de afacere, de casă, de cunoaștere de orice, fiecare își cunoaște împărăția ei, domeniul ei, și am gânduri, proiecte de viitor, privirea, mentalul, capul întors spre viitor. De-aia ziceam că subconștientul ei, și asta și-o văzut de a tristețea pe față, dar are totuși curajul de asta în față. Da, e chiar sincer, dacă, am spus. Chiar dacă duci o luptă interioară care luna arată acțiune interioară, da, acest arhetip luna. Chiar dacă duci o luptă interioară, arată că totuși are puterea de a se uita și la chestia aia. De a privi acolo unde doare. De a privi, mirat, da, prin asta văd eu prin a treia carte, care se uită acolo și după aia încearcă să... Să transforme și să alchimizeze, da, să vindece o arcană a vindecării și să integreze cele două energii. Ce văd eu aici? Da. Ce mă ajută, nu mă ajută? Unde o pun? Adică el are aici o lampă, un recipient și începe să-l verse. Sau să-l răcească, să-l încălzească, să-l transforme. Da, ok. Și după ce reușește să facă chestia asta, ajunge aici să spună, ok, viața e un joc, hai să-l joc cum pot. Hai să-l joc cum pot, cum și cu bucurie, că ai văzut cât s-a râs, s-a ca bucurat. Ca un copil, care nu știe la ce l-așteaptă. Da, să-și trăiască copilărie așa frumoasă. Cum știe, da. Ok. Marinela. Beatrice Marinela. Ce vezi tu la crina noastră? La crina noastră am văzut ca o împărăteasă e când am apărut pe aeroport. Mult îmbrăcat, cu straie alese, dar și cu armura pe ea. Dar era o combinație între copil și femeie. O combinație între femeie, așa. Și eu confirm, eu am văzut o copil și ulterior am început să văd femeia din ea. Da? Da. Suntem deja la a treia zi de tabără. Da. E combinație frumoasă dintre... Ne-am și zis că mi se pare tare interesantă etalarea ei. E combinație dintre copil și femeie. Și avem acest simbol al femeii și copilului, da? Femeia însărcinată sau femeia care stă cu copilul în brațe și există acea uniune energetică. Da? A nu se înțelege prin ceea ce am spus eu aici, a femeia însărcinată, femeia copil în brațe, că toate persoanele care au acest arhetip, că, crina, trei, da? Nu, am această putere de a ține la pieptul meu, de a iubi, de a oferi iubire, protecție din statutul meu de împărăteasă, care am acest, mi-am câștigat și mi-am dobândit acest statut. Da? Ele oferă multă iubire, persoanele cu C, cu inițiala C sau acolo unde este acest C în nume, în data nașterii, da? Au nevoie să ofere această iubire, protecție. Mm-hmm. Ok. Da, așa am perceput-o, deci ca femeia copil, dar ca prezență, ca și femeie, vrând să arate că e puternică, că e acolo. După care aici văd abundența, chiar dacă ei, ca și copil, a fost lăsat, dar văd totuși în abundență. Cum aveți ceva. Nu ce-a povestit, da, cum da, aveți. Da, da, da. Ne știm ce a... Da, da. Da? Deci tu vezi abundența. Eu văd pe abundența ei, eu văd o luptă interioară a ei. Pe cât are parte de abundență abundența în viața ei. Pe atât de multă luptă interioară văd în ea. Ok. Aici e... Momentele ei cu ei le văd. Mamă,
înțeles. Momentul ei cu ea. Ea cu ea. Da. Ca un felinar, lumina ei. Noi, în analiza ei, am zis, caută, cercetează și, da, de fapt, lumina felinarului bate pe personaj. Da. Și eu mă cunosc pe mine, da, în această, da, cercetare. Cât de, da, mult am crescut, da, cât de multă înțelepciune am acumulat, câtă, uh-huh, forță, putere am dobândit. Uh-huh. Okay. Aici o văd o femeie, aici văd femeia din ea în care încearcă să le facă cât poate de bine. Da. Și aici, Marta a vorbit de, aici la un moment dat, de energie sexuală. Într-adevăr, în Arcana Temperanța, fluxul acesta de apă, de energie, fiecare ce vede, este în zona pelviană. Da? Aia am spus, energia sexuală este energie de creație. Când are loc un schimb energetic feminin-masculin într-o, mm-hmm, relație. Un feminin-masculin în interiorul nostru a fiecăruia ca individ, eu creez în viața mea. Când eu fac și activități feminine și masculine, sunt femeie, ok, 75% feminin, 25% masculin. Sunt bărbat, 75% masculin, 25% feminin. Eu mă alchimizez, mă armonizez și o creez în viața mea. Sau dacă ar reprezenta o relație, da? Uh-huh. Și evident cu oportunitățile și foarte multe posibilități de a reuși, de a face, de a trece, de a reuși pur și simplu. Masa acestui magician care iese în afara arcanei, pentru că oarecum, așa cum se poate lucra cu arcanele tarotului într-o mandală rotundă, cerc, într-o mandală în formă de infinit, da? La fel se întâmplă și într-un nume, da? Totul poate fi pus într-o formă de cerc, da? Care se duce și se întoarce. Încerc să fac o reprezentare, să spunem așa. Și masa vine în față aici, da? Deci dacă ar fi să vorbim de cerc, da? Și masa vine aici iar în față. Și vedem tot acest tron, tot acest domeniu. Și eu îmi recreez din starea de joc, de copil, de bucurie, de viață, îmi recreez domeniul meu, împărăția mea. Statutul meu, regalitatea mea. Da? Și reîncep un nou ciclu de asta dată. Cum o vezi pe împărăteasă? Tot așa. Ok. Ai nevoie de timp să integrezi energiile, de timp, temperanță. Ok? Acum. Nu se schimbă totul așa. Da? Mm-hmm. Ai nevoie de timp să integrezi și să vezi cum se întâmplă lucrurile în timp. Da? Pentru că ceea ce ce facem noi aici și în această tabără e o energie. La nivel inconștient sau conștient, fiecare, da, activați anumite energii din voi, din grup, se creează o alchimizare între noi în grup, a informației primite și ulterior veți vedea în urma acestei tabere, pentru că noi am fost ca într-o constelație sistemică, ce se va întâmpla în viața voastră. Da? Așa că cel puțin în următoarea lună, 30 de zile, veți simți niște schimbări în conștiința voastră sau, de fapt, în viața voastră, în anturajul vostru. Felul cum voi veți percepe altfel lumea sau pe voi înșivă. Ok? Face sens? Bun cei și bun, Ian. Ok. Mulțumesc frumos. A fost profund. Mulțumesc, a fost profund. Mm-hmm. Da? Lăsați în comentarii tot ceea ce vă vorbește numele Crina. Cunoașteți persoane care poartă numele Crina? Purtați, o femeie tristă? Purtați acest nume Crina. Lăsați în comentarii tot ceea ce vă vorbește fiecare arhetip din numele Crina și cu siguranță veți primi și feedback-ul meu. Elemente cheie de analizat în energia numelui Crina din perspectiva simbolurilor tarotului de Marsilia. Prima arcană, împărăteasa, ține la pieptul său un pui de vultur, simbol al sufletului sau al copilului, indicând cu sceptrul către o divinitate cerească. Vezi arcana următoare, luna. Ultima arcană, magicianul, le butler, poartă numele unei specii de vultur, butler.
De asemenea, reprezintă simbolul copilului pregătit și curios să experimenteze ceea ce a învățat de la mama sa, vezi poziția baghetei, magicianului, în același unghi cu sceptrul împărătesei. Temperanța unește și armonizează cele două energii, ale ermitului și magicianului, un arhetip vechi, înțelept, trecut, calm și un arhetip nou, tânăr, viitor, agitat. Arcana Luna creează o cale de uniune sau de separare între un arhetip feminin, mama, împărăteasa, și un arhetip masculin, tata, ermitul.